Joi la ora 12 a sunat alarma de incendiu la un motel din municipiu. Din fericire a fost vorba doar despre un exercițiu organizat de detașamentul de pompieri Giurgiu. Acesta a avut ca temă modul de intervenție în cazul producerii unui incendiu în interiorul restaurantului, care s-a extins și în încăperile în care erau cazate mai multe persoane. Cu acest prilej au fost simulate acțiuni de evacuare, dar și de salvare a unei persoane care a fost surprinsă în interior. Conform scenariului, aceasta se afla în holul motelului, fiind intoxicată cu fum. Pompierii au utilizat și un ventilator de evacuare a fumului și a gazelor fierbinți, util în astfel de intervenții. La simulare s-a acționat cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD. În cazul producerii unui incendiu într-o unitate de cazare, cetățenii trebuie să dea dovadă de calm și să respecte indicațiile personalului de pe locul de muncă cu atribuții în acest sens. Ușile trebuie deschise cu prudență, deoarece afluxul de aer poate provoca creșterea rapidă a flăcărilor. De asemenea, în încăperile cu fum dens, persoanele trebuie să se îndrepte spre ieșire, deplasându-se cât mai aproape de podea.